Atunci când ispitele și necazurile năruie lumea așa cum era ea cunoscută, cu ajutor de la Dumnezeu și credință întărită, lucrurile se pot așeza iarăși în rânduială. Aceasta este pilda pe care o dă tuturor creștinilor Sfântul Ilarion cel Nou, egumenul mănăstirii Pelechit. Tot ceea ce cunoaștem despre Sfântul Ilarion provine din canonul din Minei, dedicat cinstirii pomenirii sale și care a fost scris de un anume Iosif, probabil Iosif, arhiepiscopul Tesalonicului, fratele Sfântului Teodor Studitul. Ilarion s-a dedicat din tinerețe viețuirii duhovnicește în nevoințe, rugăciune și meditație la cuvintele dumnezeieștilor scripturi. Pentru înalta sa vrednicie a fost înălțat la demnitatea slujirii preoțești. De asemenea, a primit daruri minunate ale Duhului Sfânt, precum cel al înaintevederii. Prin mijlocirea Sfântului Ilarion, Dumnezeu a făcut multe minuni, a dat ploi la vreme de secetă, belșug pescarilor aflați în nevoi, tămăduire bolnavilor și celor chinuiți de duhuri necurate. Pentru viața sa duhovnicească sporită, Ilarion a fost ales egumen al mănăstirii Pelechit, situată în Muntele Olimp din Bitinia. El a devenit egumen într-o perioadă foarte dificilă pentru acea mănăstire, anume imediat după restaurarea sa. Este cunoscută drama prin care mănăstirea Pelechit a trecut în timpul împăratului iconoclast bizantin, Constantin al V-lea. Acest împărat, ca unul ce ura cinstirea Sfintelor Icoane și pe creștinii care le cinsteau, în săptămâna mare a anului 754, în Sfânta și Marea Joi, a trimis pe faimosul general bizantin Mihail Lahanodracon la mănăstirea Pelechit să caute și să identifice pe monahii cinstitori ai Sfintelor Icoane. Cu o cruzime blasfematoare a aruncat Sfintele Taine pe jos și a arestat peste 40 de monahi care au fost torturați și omorâți. În momentul acestei prigoniri, egumen era Sfântul Teostiricht. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Ilarion și un grup de monahi au reușit să își salveze viețile. Prin aceasta, peste timp, vor salva și mănăstirea pentru că au reușit să închege o nouă obște. Restaurarea mănăstirii a avut loc probabil în perioada împăratului Leon al IV-lea. Având grijă de viața monahilor așezați în ascultarea sa și de păstrarea dreptei credințe, Sfântul Ilarion a trecut la Domnul la o vârstă înaintată. Exemplul său arată faptul că nu trebuie să deznădăjduim niciodată atunci când suntem confruntați de primejdii și necazuri. A rămâne credincios, a nu deznădăjdui și a te așeza întărit sub mâna purtătoare de grijă lui Dumnezeu sunt faptele și atitudinile pe care Sfântul Ilarion le învață peste veacuri celor care privesc la viața sa luminată ca la o pildă de folos.